Unde mergem acum? Peștera Punicova. Și acolo cum e? Intră cu barca mea. Comunică pe munte. Mamă! Hai să mergem. Ia uitați-vă, băi, cum arată. Ia. Uite acolo. A, uite mă, eu vedeam pe asta din cameră și eu zic, ce e acolo, mă, nene? Ia uite. Ce zice aici? În 105, împăratul Traian. În 105 a fost ridicată de împăratul Traian? Da. Pentru ce? Au fost mai multe. Una este la muzeu în Beograd și asta în strămutat. Mamă. Noi Dunărea a crescut cu 30 de metri în urma construirii porților de pier. Aha. Aici Dunărea avea lăsime 90 de metri, trebuia tunelul, de asta îi spunea cazana. Am înțeles. Sunt doi delfini și un vulturi pe cer. O mai puteți vedea pe Cornelul Traian din Roma. Mamă! Istorie. Serios că e istorie. Deci noi ne uităm acum la ceva care are aproape 2000 de ani. Și Dunărea cu cât s-a ridicat? Cu câți metri? Cu 30 de metri. Aproximativ. Cu 30 de metri de când s-a făcut hidrocentrala, nu? Porțile de... Cum era aici. Și de ce îi se spune cazanele? Pentru că dădea senzația că fierbe. Erau, aici, erau înainte. Stânci denivelate pe fundul apei, se lovea apa de ele și părea că fierbe. Aș de aici se spune cazanele. Da. Unde mergem acum? Peștera Punicova. Și acolo cum e? Intră cu barca mea. Comunică pe munte. Mamă! Hai să mergem. Mamă, dar ce valuri sunt. Noi suntem acum norocoși că vedem toate aceste lucruri. Mama! Mama! Când pleacă? Bă, deci e pista trailată aici. Da! Trebuie să-mi țin bine telefonul ca să nu-l pierd. Mamă, cum e? Ua! Mamă, cum e? Ia să vedem ce o să vedem imediat. Ia uitați-vă. Acolo e mănăstirea Mraconia. Mănăstirea Mraconia este o lângă lume pentru că este singura situată pe fluviu. Mamă, cum e! Și acum vin valuri, ia, și... Hua! 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 Să stau jos, e mai bine, opa, ăsta nu e a meu. Am stat jos. Vorba aia, ce Shanghai, ce Vietnam, ce... Băi, deci cum arată? Da, uite. Da. Da, uite. Vedeți? Asta e grota veteran. Unde mergem? Deci vom merge aici, peștera Onicova. Ia uitați-vă, băi, cum arată. Ce locuri minunate. Ce asta comunică pe sumul. Ia. Mamă! Doamne, cum arată! Se vede mamă acolo. Da? Da, de acolo, dacă am ajunge acolo, intrăm jos, putem merge mai departe. Ieșim de partea. Ia uite cum se...
la 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 la. Mamă. Suntem de norocoși că v-am întâlnit. A, uite, au venit și fanii noștri. Până unde au venit fanii noștri? Până aici. Ia. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua, sărut mâine. La fel de frumos ca și la televizor. Mulțumim din suflet. Mai mult. Așa zice și nevastă mea. Da. Numai bine. Să trăiți, să trăiți. Numai bine. Da, ia e, da. Aici trebuie să stai așa. Stai, ce? Albină, mă. Ia uite, ce nu facem noi pentru albină? Hai, și o punem și o ducem pe... pe mal. Hai, vezi, albinele sunt foarte importante. Știu unde o să petrec următoarea vacanță cu familia. Suntem noi. Aici suntem. Din spate, din lateral. Da. Unde am ajuns? Ei sunt echipa noastră de filmare. Cu cât e mai mică? Decât statuia libertății cu 6 metri. Pe cine au usurat? Auzi, și că e mai mică decât statuia libertății cu 6 metri. Cea mai înaltă sculptură în basorelief. Cea mai înaltă. Este cea mai înaltă sculptură în basorelief? Da. Mamă. Lucrurile au început în 1994, s-a terminat în 2004, a costat circa 1 milion de dolari. Constantin Iosif Drăgan a finanțat. Florin Cotacea a condus echipa de 12 alpiniști. Cu picamero, cu Delta, cu dinamită, cu ce s-a mai lucrat. Reconfigurarea traseului. Și dacă în acest vlog am arătat locurile minunate în care noi am filmat, săptămâna viitoare, în episodul mai exact de săptămâna viitoare, vă arătăm și pâlpele magistrale pe care le-am realizat în aceste locuri minunate. Ia uitați-vă și vă minunați! Mamă, niște mălurele! Pa, cazanele Dunării! Pa! E minunat aici, veniți și vizitați!